Sătenii din Hâlmeac se bucură că vor trece peste noul pod în siguranță. Încă de când au început lucrările, autoritățile locale și județene au dat ca termen final vara lui 2020. Nimeni nu se gândea atunci că vom avea o astfel de situație, ce practic a paralizat totul în jur. Din cauza stării de urgență sunt câteva piedici care vor încetini ritmul construcției, spune primarul din Șercaia, Cristinel Paltin. Lucrările la podul de la Hâlmeac au început în primăvara anului trecut. Valoarea contractului de execuția lucrărilor este de peste 6 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. În primul rând, mă bucură faptul că nu s-a oprit. Lucrează într-adevăr într-un ritm mai mic, adică sunt mai puțin muncitori. Lucrează la ridicarea unei ultimului picior de pod. S-a turnat pe coloane, să toarnă fundația, după care va trece la punerea tronsoanelor pe picioarele de pod ridicate. Dar revenim la întrebarea dumneavoastră, într-un ritm mai mic, dar să lucrează. Faptul că nu s-a oprit toată activitatea mă bucură, probabil și dânsii și au măsurile de siguranță să lucreze în condiții cât mai sigure și de aceea nu mai sunt atât de mulți muncitori cum erau la începutul acestui an. În Șercaia, pe moment, s-au oprit lucrările din proiectele de investiții la drumuri sau la apă canal ce se aflau în derulare. Oamenii respectă restricțiile în actuala situație de urgență, iar primăria va începe dezinfecția domeniului public imediat ce vremea va permite. Ca peste tot, aș putea spune că viața a încetat în Șercaia, deci străzile sunt pustii, nu mai există efervescența aceea de populație. Dar ne-am oprit și cu lucrările pentru moment, până trece această perioadă de stare de urgență, sau vedem cum evoluează în continuare acest virus. Sperăm la noi să nu evolueze de nicio culoare. Monitorizăm, de fapt, majoritatea au ieșit din monitorizare, mai avem câteva cazuri pentru cei care au venit din Occident. Și ne pregătim, am făcut o anchetă sumară pentru bătrânii peste 65 de ani care nu au posibilitate să se întrețină sau au copiii departe de ei. De la 35 de cazuri am ajuns la vreo 7-8 care trebuie să le asigurăm cele necesare traiului, deci după anchetă. Acum ne pregătim pentru o dezinfecție la nivel de comună, dar vreau să fac o dezinfecție cu bune rezultate și pe un timp favorabil, asta numai când se va îndrepta timpul, și să ne luăm toate măsurile de precauție. Lucrările stagnează și la podul de la Comăna. Să sperăm că nebunia asta cu virusul, cu coronavirusul, să nu perturbe total aceste lucrări. Podul ce face legătura între localitățile Comăna și Crihalma a fost luat de apele Oltului în vara anului 2018. Câteva luni mai târziu a început construcția unui an nou. Lucrările costă 4 milioane de euro și sunt finanțate de Compania Națională de Investiții.